La data de 1 mai, în jurul orei 3.40, polițiștii de frontieră au executat o acțiune de supraveghere și prindere în flagrant a unor călăuze și a unui grup de migranți în zona parcării de pe autostrada A1. În timp ce migranții urmau să fie îmbarcați într-un automarfar care staționa în parcare, una dintre cele trei persoane suspecte de călăuzire a scos un obiect tăietor cu care a rănit doi dintre polițiștii de frontieră care participau la acțiune. Imediat a fost apelat numărul unic de urgență 112 și s-a solicitat un echipaj medical care a transportat pe cei doi polițiști de frontieră la spitalul clinic județean de urgență Pius Brânzeu din Timișoara pentru a le fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. În prezent, starea lor este stabilă. Persoanele implicate în activitatea de migrație ilegală au încercat să fugă, însă polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea acestora. Polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare cu respectarea prevederilor legale, fiind trase mai multe focuri de armă. Opt migranți au fost reținuți. În urma activităților desfășurate în sistem integrat, au mai fost descoperiți doi cetățeni străini implicați în activitatea de migrație ilegală în cursul nopții. Este vorba despre un bărbat din Afganistan implicat în activitatea de călăuzire și de o persoană de sex feminin din Guinea, care făcea parte din grupul de migranți care urma să fie îmbarcat într-un mijloc de transport de marfă pentru a ieși ilegal din țară. În ceea ce privește starea celor doi polițiști de frontieră răniți în cadrul acțiunii, unul dintre ei a avut răni superficiale și a fost externat la scurt timp după ce a fost adus la spital, iar cel de al doilea, care a fost rănit în picior, se află în prezent la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara. În urmă cu puțin timp, polițiștii din în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au depistat într-un imobil din municipiul Timișoara doi cetățeni străini implicați în activitatea de migrație ilegală din cursul nopții. Unul dintre ei este agresorul polițiștilor de frontieră.